Următorul meci este unul de arte marțiale mixte. Suntem la 71 de kilograme, însă vom avea 3 reprize, dar câte 3 minute, nu a câte 5 minute. Pentru că este un meci semi-pro, cum l-au botezat organizatorii. Acesta este Raul Bratu, de la Grand MMA Satu Mare. Și el un luptător foarte tânăr, 18 ani. Are un palmares interesant la amator, 25 de meciuri disputate în MMA-ul amator. E adevărat, acolo e altceva. Sunt și protecții. Antrenat de Izidor Bunea, care îi scoate acum echipamentul. Izidor, fost luptător de MMA mulți ani, păstorește acest club în Satu Mare, Grand MMA. N-a stat locului nici în pandemie și în 2020 și în 2021 a organizat antrenamente. Are foarte mulți mușterii, de la copii până la vârstnici. Între altele, bune a rămas în memoria consumatorilor de sporturi de contact de la noi și pentru melodia pe care intra în ring, o melodie captivantă, Izidor, Bunea Izidor. Cam așa suna. În momentul în care apărea Bunea, se ridica toată sala în picioare, fascinată de acest fundal sonor. Raul Bratu, așadar, în colțul albastru. Adversarul său stârnește rumoare în sală pentru că este un localnic, Andrei Berețhi, care vine de la Brazilian Power Team Cluj, 19 ani, mai scund decât Bratu. Berețhi are 1,67, Bratu 1,75. Are un trecut, mă rog, cât de trecut poate fi la 19 ani, destul de interesant. Campion național de lupte libere și de două ori campion național de Brazilian Jiu-Jitsu, ceea ce ne îndeamnă să credem că va prefera lupta la sol. E antrenat de Mircea Cubleșan și de Alin Precup. Controlul de rigoare e trecut de Berețhi. Suntem așadar la 71 de kilograme în colțul albastru. Raul Bratu de la Grand MMA Satu Mare, adversarul său de la Brazilian Power Team Cluj-Napoca, Andrei Berețhi. Thank you.
Arbitru în ring de asta dată, Scott Manhart, un american stabilit în România de vreo 20 de ani, cred. Căsătorit aici, are două fete, este un împătimit al artelor marțiale mixte. Start în meciul dintre Bratu în albastru și Berețhi. Câteva lovituri de braț bune din partea lui Bratu. Bratu are nevoie de o defensivă bună împotriva trecerilor la sol pe care le-ar putea încerca adversarul. Un uppercut tratat de Bratu. Și acum primul atac, prima tentativă de takedown. A apărat bine Bratu. Volum foarte mic de lovituri. Bratu pare a fi în căutarea unei lovituri demolatoare, în vreme ce Berețhi își dorește să ducă lupta la sol. Foarte prudent Bratu. O dreaptă bună a lui Berețhi. Lovituri rare, dar schimburile sunt foarte tari și de o parte și de alta. A lovit mai mult Bratu. A intrat în ultimul minut. Croșeu de dreapta foarte bun al lui Berețhi, priză pe picior, însă nu mai are timp, nu mai are timp. Cred că a fost și o lovitură după gong. Eu nu l-am auzit, dar mi-am dat seama după reacția lui Manhart. Domnul Sanghi, gongul se aude foarte slab, nu știu cât de bine se aude în sală, dar pe ceea ce aud eu în cască, mai ales dacă este gălăgie, dacă publicul reacționează, nu se aude deloc. Sigur, sportivii sunt luați și de focul luptei. Nu e ieșit apoi lectura cu brațul stâng. A lovit mai mult cu antebrațul decât cu pământul.
Gardă normală pentru ambii luptători. Start în runda a doua. Bratu de la Satu Mare cu short albastru, adversarul său clujeanul Bereții. Iarăși takedown pe care îl încearcă Clujeanu, se apără foarte bine Bratu și de această dată. Susținere puternică din partea publicului pentru Andrei Bereții, care își duce acum adversarul la sol și încearcă să treacă într-un control lateral. Nici de această dată n-a reușit să inițieze o tehnică articulară, o plece pe o finalizare. Au început să obosească. Se vede pe față, se vede după cum se mișcă. Clujeanu acceptă dominarea, acceptă pasul înainte făcut de Bratu, căutând fie să răspundă cu o lovitură violentă, așa cum a făcut mai devreme, fie să ducă lupta la sol. A avut 4 tentative de a duce lupta jos. Însă n-a reușit nimic. Dar e obosit Bereții. Și cred că acuză și o lovitură. Primită mai devreme. Am senzația că își ferește picioarele. Lovitură de genunchi din săritură, ratează Bereții croșeul de dreapta. A încheiat și repriza asta. Se precipită. Se precipită, nu sunt lucizi și de aceea loviturile pe care le trimit sunt pe lângă țintă, pe gardă. Se vede că nu sunt luptători cu experiență. Bratu are 18 ani, Bereții 19. Ultima repriză. Atacă Bratu, atac violent, lovituri de braț, apoi un genunchi.
Pereți iar vrea să-l ducă jos. Foarte bună defensiva lui Bratu. Lovituri succesive de genunchi. Probleme mari pentru Cujean, care este împins din centrul cuștii până la plasă. Dominarea lui Bratu. Cujeanul pare lipsit de răspuns. Și mai e mult până la finalul reprizei. Bratu își manevrează adversarul după pofta inimii, îl poziționează cum vrea. Clujeanul de-abia mai face față acestor lovituri, încearcă să pareze aceste lovituri de genunchi, fie încrucișând brațele, fie poziționându-și genunchii, și Scott oprește meciul învingător prin knockout tehnic în repriza a treia. Este Raul Bratu de la Grand MMA Satu Mare. O decizie corectă. Berezhi nu mai avea reacție, încasa de niște secunde bune și atât. Așadar, Bratu pleacă acasă cu centura categoriei 71 de kg semi-pro a Ultimate Fighting Tournament. A uitat să-și scoată și proteza.